În câteva minute, țiglele au fost mulse de pe acoperișul câtorva locuințe. Vântul puternic a provocat pagube la câteva case din Hinova și Ostrovul Corbului. O oră și ceva, bătut de alu și ploaie și... Băga la garaj, băga! Băia! Doi metri, de la aici. Venea apa peste dumneavoastră în casă. A venit, păi, dar a intrat în sol, a intrat peste tot apă. Mi-am speriat, e moarte, nu mai știm ce să fac. Țiglele vi le-a luat jumătate din acoperiș. În biserica din localitatea Ostrovul Corbului, apa a ajuns până în altar, iar acoperișul a fost mult de vântul puternic. Satele mai afectate au fost satul Ostrovul Corbului și Hinova. În Bistrița, fiind protejat de dealuri, nu s-au întâmplat evenimente mai deosebite. În astfel de cazuri, cel mai bine este să aveți casele asigurate pentru a nu fi nevoit să plătiți din buzunar pagubele produse de furtună. Furtuna a durat aproape 2 ore și a afectat partea de sud a județului Mehedinți.